Bun găsit! Suntem într-o perioadă în care ar trebui să mergem la medic doar pentru urgențe, așa că este necesar să știți ce aveți de făcut înaintea investigațiilor RMN sau CT. Radiologul Ioana Voiculescu ne spune care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmăm, astfel încât rezultatul să fie concludent. Mare atenție, gravidele nu pot apela sub nicio formă la un computer tomograf. Doamna doctor, ce nu facem înainte să ne prezentăm la o investigație tip RMN sau CT? Depinde de ce segment analizăm. Da? Dacă facem un computer tomograf sau o rezonanță magnetică a capului, da. Da? Nu avem nevoie de niciun fel de pregătire. Singurul lucru necesar este ca la absolut orice tip de investigație RM, să nu avem tije metalice ulterioare unor intervenții ortopedice. Dacă facem un computer tomograf al regiunii toracice, din nou, nu avem nevoie de niciun fel de pregătire. Sunt acum examinările CTRM de abdomen și pelvis. Da? Unde? Trebuie să avem o bună pregătire abdominală. Să nu mâncăm cu ceva ore înainte, respectiv cu 4 ore. Putem să consumăm lichide fără niciun fel de problemă. Nu avem nevoie de vezică plină ca la ecografie. Da? Și atunci, de ce? Ca intestinul să fie liber și să-l putem analiza eficient. Avem nevoie și de niște analize speciale? Da, avem nevoie ca creatinina și urea să fie în limite normale. Dacă sunt pacienți cu insuficiență renală și o creatinină serică mare, nu este indicată administrarea substanței de contrast. Se elimină renal, încărcăm rinichiul și așa el este supra-solicitat. Super, prin da. Această insuficiență. Odată asta și al doilea aspect, când este necesară administrarea substanței de contrast, trebuie să ne asigurăm că pacientul nu este alergic la nimic, alimente, praf, polen sau medicamente. Pentru că dacă este alergic, e un mare pericol administrarea substanței de contrast. Ulterior administrării pot să apară reacții adverse imediate sau tardive. Atenție! Adică poate pleca după investigație, dar seara să ne confruntăm cu o situație deloc plăcută. Și atunci avem protocoale de desensibilizare. Se urmează un tratament cu pastiluțe anterior examinării și atunci suntem în perfectă stare de siguranță la administrarea contrastului. Fiindcă sunt pacienți oncologici la care e obligatorie administrarea contrastului ca noi să venim cu cea mai bună informație. Dacă sunt sigur sau nu alergici, trebuie absolut. Să facă trebuie să facă investigația cu contrast ca să fim siguri că acolo ajutăm omul, venim cu un rezultat bun. Putem vorbi și de riscuri? Nu. Dacă facem protocoalele de desensibilizare și suntem extrem de atenți, riscuri nu există la aceste investigații. Este imposibil. Bine, la rezonanță magnetică, acum din nou, sunt mulți pacienți claustrofobi, nu suportă spațiile închise. E mai dificil în aceste situații pentru că este o senzație greu de controlat. De așa. Bine, mulți dintre dânsii chiar acționează extrem de bine când le explici că nu are ce să se întâmple sub nicio formă rău acolo, da? Și că sunt în maximă situație de siguranță, foarte mulți reușesc să stea și să pentru că dacă pacientul se mișcă se întrerupe examinarea, examinările ies, secvențele ies mișcate, nu le putem interpreta, adică sunt de mai lungă durată examinările de RM. Și care ar fi diferența dintre un CT și un RMN? Când apelăm la unul, când la celălalt? Depinde de patologie. Adică niciodată nu să facem RM de torace. Facem CT de torace pentru că patologia pulmonară sau de mediastinală se evaluează prin CT de torace. Pentru musculoscheletal, articulații, genunchi, gleznă, coate, este superioară rezonanța magnetică în evaluarea leziunilor de părți moi, ligamente, leziuni pe mușchi, dar din nou pentru posibile fracturi vine CT-ul cu o informație superioară rezonanței magnetice. Sunt situații și situații, m-ați înțeles? Pentru patologia de tract biliar, din nou un colangio-RM este superior unui CT. Pentru patologia de pelvis, atenție la femeie și la bărbat, net superioară rezonanța magnetică, adică mult mai bine putem identifica chisturi și natura lor ovariene la rezonanța magnetică decât la CT. Și nu mai zic de rezonanța magnetică a prostatei, care e RM-ul multiparametric. Nu se compară un RM multiparametric de prostată ca informație ce ne aduce cu un CT de regiune pelvină la bărbat.
Există și pacienți care nu pot face aceste investigații? Nu. Dacă nu, repet, dacă nu sunt claustrofobi, deci suportă să facem rezonanță magnetică și urmează protocole de desensibilizare dacă au vreo alergie, totul este în regulă. Mai problematic e când au proteze de șold și metal, exact cum am spus, și materialul protezelor nu este compatibil cu rezonanța magnetică. Desigur, apar și artefacte de la metalele respective, atunci nu prea reușim. Și pot apela și femeile însărcinate? La rezonanță magnetică, da. Exclus computer tomograf sau orice alt tip de investigație care utilizează rază. Deci în sarcină nu e voie să se facă radiografie, mamografie sau computer tomograf. Rezonanță magnetică în semestrele superioare ale sarcinii. Și astfel putem descoperi orice problemă avem de sănătate din corpul nostru. Sigur, imagistic, fără dubiu. Mulțumim mult pentru aceste informații. Mulțumesc și eu. Ne revedem și mâine. O zi bună!